Stă-mă casca, mă încoace, mă, te-am crescut ca o mamă, te-am crescut, Ștefan. Ca o mamă te-am crescut. Ștefan, te-am crescut ca o mamă, te-am crescut. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care... ce facem? Vă spun de ce am lipsit atâta timp. Mi-am tras o nouă cască, are și cozoroc, iată. Este o cască din asta pentru spandexați, pentru n-am înțeles bine ce. Dar nu e important. Hai să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 3 săptămâni, de ce am lipsit și, bineînțeles, ce am pregătit nou, pentru că am luat o pauză, sincer, chiar am avut nevoie, pentru că, da, uneori ai și nevoie de pauză. Ștefan, știu că ție îți place casca asta. Așa? Așa. Și de ce? Așa. De ce e așa? Pentru că trebuie să câștigi vații secunde ca să... Dar nu cum mergi tu cu 20 la oră prin parc, ci cum mergi cu 50 la oră. Victor, care a crescut mare și frumos, nu-i așa? Salut, Victor! Bine ai venit în episodul minunat. Da. Tu ești fan Bucharest Bike Traffic? Da. Știu. Ești cel mai mare fan. Ai sticker peste tot pe tine. Da. Și ai o nouă bicicletă. Da. Cum se numește bicicleta ta, ai idee? Da. Se numește Ghost. Ghost. Exact. Bicicleta mea cum se numește? Ghost. Exact. Și eu am tot Ghost. Ce coincidență bizară, nu? Și unde suntem astăzi? Suntem la Sporguru. Suntem la Sporguru. Și am venit aici. De ce? Ca să-și ia Victor o nouă bicicletă. Da. Pentru că vechea lui bicicletă... după aia... O să mergem în skatepark sincer. Exact. Când mergem în skatepark avem nevoie de o nouă bicicletă, da. Și bicicleta aceasta are o pipă mult mai scurtă, are un ghidon mult mai interesant, printre altele o geometrie mult mai interesantă și are roți cu cameră, nu mai are roți pline și asta înseamnă că are suspensie mai bună. Ia, aruncă tu rata în sus să vedem cum sare. Perfect, vezi? Nu e mult mai bine? Da. Hai să mergem în skatepark sau unde mergem? În skatepark. În skatepark? Hai să ne dăm cap în cap. Da. Hai, vino cu capul. Cască în cască. Ca bivoli. Ca bivoli. Exact. Și pe cât de mult îmi place să stau aici în magazin, pentru că am o grămadă de biciclete și avem și echipament. Bicicleta cu Ghost. Avem bicicleta cu Ghost, da. Știi ce înseamnă Ghost din engleză în română? Da. Do you know what it means, Ghost, in Romanian? Da. What does it mean? Ghost, like the spooky house. Exactly, like spooky, something spooky. Exact, ca o statie. Da. Sau cum se numește? Fantomă, exact. Hai, mă încurajezi? Da. Numeri? Da. 3? 2, 1, si. Si. Du-te! Printre altele, dacă vă întrebați de ce am fost ocupat, păi uitați-vă, Victor. În momentul în care am 10 secunde libere, 9 secunde și jumătate le petrec cu Victor, restul le petrec cu Georgiana și... Georgiana spune că nu le petrec cu ea. M-a prins. De fapt, merg cu bicicleta, dar nu mai spuneți la nimeni. Mami, stau cu motocicleta. Mami, e cu bicicleta și mergem jos? Trebuie să spui bună dimineața și bine? Nu. Nu zici? Nu. De ce? Ți-e frică? În ultima lună, ce am făcut? Păi am făcut review la trotinetă, la toată gama de trotinete Viset, apropo. Și a fost foarte interesant. Urmează să public acest clip cu trotinete Viset, pentru că, da, trotinetele au luat amploare. Unii dintre oameni nu le știu foarte bine. Mă refer la trotinetele acestea de la Viset și am zis că este timpul să le prezint. Printre altele am făcut review la bicicleta de 1999 de lei, pentru că în momentul de față nu prea mai există bicicleta de 1999 de lei. Totul s-a scumpit, nu-i așa, Victor? Da. Exact, așa mă gândeam și eu. Și pentru că totul s-a scumpit, așa și bicicletele. Dar am găsit o bicicletă super interesantă de 1999 de lei și mai mult, pentru că toată lumea m-a întrebat de scutere, mopede și toate cele, am făcut review la, mă rog, un fel de review, la un scuter de 50 de centimetri cubi. Am avut o perioadă în care am fost foarte ocupat și cu munca, dar și cu Victor și familia, de altfel, lucru care v-am zis, nu este deloc rău, e un lucru foarte bun și ce vreau să spun este că am pregătit o mulțime de clipuri, sunt vreo 8 sau... Mă dau la o parte, vreo 8 sau 10 clipuri în avans și după aceste 10 clipuri sunt sigur că voi avea timp să îmi revin așa cum trebuie, să îmi revin la programul de postat odată la 2-3 zile. Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă? Păi am fost în Turcia cu motocicleta, am fost în Turcia și mi-a plăcut foarte mult, o să urmeze o serie foarte interesantă. Dacă sunteți vin imediat!
Dacă sunteți membrii canalului, puteți să vedeți clipurile dinainte. Dacă nu sunteți membri, nu e nicio problemă. Vă mulțumesc tare mult că sunteți membri, pentru că datorită vouă susțineți lucrurile astea. O să mergem în Italia, eu și Georgiana, sper că vine și Georgiana, pe o motocicletă Benelli. Sper să se întâmple asta. Încă nu s-au finalizat lucrurile puțin cu cei de la Motomus. Printre altele, o să mergem și în Albania, pentru că am promis Georgianei că o duc și pe ea în Albania și nu pot să o duc cu bicicleta. Dar vreau să merg cât mai des cu bicicleta, vreau să încep să filmez și cu alți youtuberi care merg pe bicicletă și care sunt la început de drum. O să vedeți câteva surprize și acolo. Am pregătit o mulțime de lucruri interesante și mă bucur foarte mult că ați fost înțelegători cu mine și v-ați uitat în continuare la mine, deși am postat din ce în ce mai rar. Te vreau să fac un pic și awareness la partea de trotinete, pentru că foarte mulți trotinetiști merg haotic, merg pe trotuar, merg prin parc. Foarte bine, Victor. Ai căzut? Da. Vino repede să te țin în brațe. Ești bine? Da. Oh, vino aici sus. Gata, dă să te pup. O să ne dăm pe vale. Hai să mergem pe vale. Dar ca idee, sper ca Victor să preia canalul. Victor, tu vrei să preiei canalul de YouTube? Da. Ai spus mai devreme că te uiți pe canalul meu de YouTube, da? Adică da. Canalul pe care îl vezi pe tati. Da. Și ce ai vrea tu să vezi cel mai mult și cel mai mult pe canalul de YouTube? Ce-ți place ție cel mai tare? Mountain biking. Îți place mountain biking? Da. Mai e ceva ce uitasem să anunț. Totodată voi pregăti pentru membrii canalului Bucharest Bike Traffic. O să pregătim o mini, micro, nano tabără unde să mergem cu bicicletele voastre, dacă aveți biciclete. Dacă nu aveți biciclete, vom lua de la Sorguru, mă refer la Ghost Riot. Și vă dau și bicicleta mea Ghost Riot, nu am nicio problemă. Și să mergem, pentru că simt că trebuie să dau și eu ceva înapoi. Victor? Da. Tu ce vrei să dai înapoi? Acolo. Tu vrei să mergi în bol? Nu, acolo. Ok, hai să luăm bicicleta. Da. Deci da, bicicleta, una dintre surprize care se va materializa de la 1 august. Sper din tot sufletul să se întâmple lucrul ăsta, pentru că încă pregătim așa detaliile. O să vedeți, o să fie foarte interesant. Să mergem, zic. Mi-am scos ochelarii pentru că arătam așa mai impersonal. Oh my goodie, Victor, ia uite ce am cu mine. Ce? Am un BMX. BMX? Da. Wow. Scuze. Scuze. În ultimele săptămâni, în ultima lună, am văzut o grămadă de știri în care pur și simplu oamenii sunt omorâți sau se omoară între ei în trafic. Și asta este cât se poate de trist. La Bacău sau la Buzău au început să se, nu știu, s-au omorât între ei, a dat oamenii un pumn. La București am văzut că șoferul de autobuz la fel se bătea cu un alt biciclist, trotinetiști, loviți cu mașina, loviți pe pista de biciclete, șoferi bătându-se între ei, ies din mașină, se ceartă, se bat, se luptă, pur și simplu a ajuns o junglă traficul din București și nu numai, de altfel și traficul din România, o junglă periculoasă în care nu-mi doresc să fiu și atunci când sunt, încerc să nu interacționez cu traficul, pentru că, mă repet, vreau să ajung să mă joc cu Victor și să fiu liniștit, nu să mă cert. Da, cu siguranță, dacă aș face fapte în trafic, aș face vizualizări mult mai multe și aș face can-can, tam-tam și tot felul de mijmașuri, dar nu vreau să fac asta, pentru că cred că cei care v-ați dat seama de chestia asta, mă bucur tare mult că ați făcut-o, dar cei care nu v-ați dat seama, traficul din București a devenit din ce în ce mai periculos. Dar ca să știți, ăsta este motivul pentru care n-am mai filmat fapte în trafic. Nu vreau, practic, să-mi pun viața în pericol. Bună dimineața și bine! Și de acum suntem în skatepark aici și asta e bolul care facem. Că am găzut-o eu, am golo și după aia întrecăm. Pa! Bine, ne vedem în episodul următor. Salutare, papa. Victor deja știe povestea. Vă mulțumesc că vă uitați la mine, că sunteți membri în Bucharest Bike Traffic. Nu uitați că o să urmeze 2-3 săptămâni de acum încolo de super episoade interesante. Și bineînțeles, dacă aveți sugestii sau reclamații, de altfel aștept în comentarii. Ne auzim, salutare, papa. Pa.